Stai că și-a adus aminte că iese acolo. Hello, tu-s rasa mătii. Absolut superb. Absolut superb. Bine v-am găsit, frații mei, pelopăneni, la un nou vlog, o nouă trucăreală. Sunt din nou pe treabă. Astăzi este sâmbătă. De fapt este ajunul Paștelui Catolic, nu? Cam așa ceva, sâmbăta asta. Anul ăsta avem Paștele nostru tocmai peste o lună, ceea ce e mai mult decât ok, pentru că evident mi-am putut să-mi iau și eu liber.
stăm acasica de Paștele nostru. Băgăm băutură noi, mâncare, să facem tradițional românește. Băi, astăzi am avut noroc chiarăși de Scoția. Nu mă așteptam să-mi dea Scoția astăzi. Mai ales că m-a chemat la ora 6 la muncă. Deci, acum e ora 3, deci sunt sătul de muncă deja. Am avut o descărcare pe la Cumbernauld. Și acum mergem până la Newcastle. Am ocolit de la Edinburgh așa, pe A1, în jos, frumos. Și mergem la Newcastle. Și ați văzut, vreme superbă, ne-am oprit și noi acolo, am dat câteva cadre. Evident, era mai șmecher cu drona, dar drona a murit acum 2 săptămâni, 3 săptămâni. Tot pe acolo, prin zona, a murit. Puțin mai în sus de locul unde m-am oprit acum. Asta este, să sperăm că ne va aduce iepurașul de Paște o altă dronă. Să ne facem treaba, poate chiar un FPV. Că am văzut că e noua senzație în lumea dronelor. Nu știu dacă mi se potrivește pentru stilul meu de vlog, dar să vedem. Să vedem cât de darnic va fi iepurașul cu mine. Băi, frații mei peloponezi, vreau să vă anunț, în cazul în care ați ratat acea ocazie unică de a mă vedea live pe YouTube, pentru că știți foarte bine că nu prea fac live-uri pe YouTube, decât dacă am avut neapărat nevoie, nu fac doar așa de dragul de a face. Și în primul rând, să fiu sincer, nici nu prea îmi place, mă pierd așa acolo, prea multe întrebări, prea mult haos. Nu mai știi cui să-i răspunzi, vrei să răspunzi la toată lumea de acolo, nu știi pe cine să alegi și tot așa. Tocmai de-aia nu prea îmi place mie chestia asta cu live-ul. Pentru că după aia sunt abonați care scriu pe acolo, domnule, ți-am scris și eu nu mi-ai răspuns. Și mă simt aiurea. Și am făcut acel live ca să vă spun că am dat drumul la membership pe canal. Așadar, cine vrea să devină membru peloponez, o poate face cu doar 0,99 de pi, deci o liră pentru cine vrea să devină membru. Ce vreau să fac cu acești membri sau de ce m-am gândit să fac chestia asta? Păi, în primul rând, după cum ați văzut, am lăsat-o mai moale așa cu YouTube-ul. Dacă mai reușesc să filmez așa cam câte un vlog pe săptămână, înseamnă că e ok. Și nu neapărat că nu-mi face plăcere, dar oarecum mai există nici motivația aia așa, bă, nu știu, hai că trebuie să filmezi, adică motivația, bă, sunt acolo niște oameni abonați și trebuie să faci ceva pentru ei. Și am spus, bă, în momentul în care dacă le cer bani și știu că am contractul ăsta cu ei în care oamenii ăia îmi dau bani ca să fac ceva, zic, poate mă motivează mai mult. Și m-am gândit în felul următor, și din pricina faptului că nu am așa mult timp la dispoziție, pentru că știți foarte bine că timpul meu liber momentan, de când a apărut Eva, prefer să mi-l petrec cu Eva și cu soția. Am spus în felul următor, băi, o dată pe săptămână facem un live sau un video doar pentru membri. Hai că video mai e cum mai e, sunteți obișnuiți cam ce fel de video fac, o să încerc să fac, îți dai seama, ceva special doar pentru membrii. Iar în felul ăsta o să încerc să vă las pe voi să alegeți ce conținut ați dori. Și de fiecare dată când voi plănui ca în săptămâna viitoare să fac un astfel de video, în secțiunea de community pe YouTube, o să găsiți tot timpul un pool, în săptămâna premergătoare videoului, un pool la care evident doar membrii pot vota ce fel de conținut își doresc, ce fel de video vor să fac și chestii de astea. Tocmai ca să fie conținutul cât mai custom, adică cât mai mulat pe cerința celor mai mulți dintre voi. Asta este partea cu video, iar la partea cu live o să încerc să am așa, o săptămână live, o săptămână video, o săptămână live, o săptămână video. Acum nu știu dacă îmi va ieși tot timpul, așa că îmi cer scuze anticipat în cazul în care, nu știu, probabil voi rata o săptămână sau ceva de genul ăsta, sau poate nu menține aceeași ordine. Partea cu live-ul va fi în felul următor. Voi încerca să aduc în live
cât mai multe persoane pe care le cunosc în industria asta, începând de la șoferi, dispeceri, șoferițe, chiar și sexul frumos va apărea pe aceste live-uri. Sper să fie, nu știu, sper să am parte de înțelegere sau de deschidere către acest subiect, pentru că am câteva șoferițe în lista de prieteni pe Facebook cu care mai schimbăm câte o vorbă, câte o idee și sper să accepte această invitație. În plus de asta, evident că o să încerc să aduc și, nu știu, șoferi care sunt mai vizibili în online, care au diferite pagini, poate chiar canale de YouTube sau orice altă metodă de expunere în social media și care mai tineri, mai bătrâni, mai nu știu cum, mai cu experiență, mai fără, oameni chiar și de pe aici, de prin Anglia, oameni și de prin alte țări. Chiar am pe cineva care s-a auto-invitat deja dintr-o țară în care șoferia este chiar super șmecheră. O să am și câțiva posesori, am de fapt în plan și câțiva posesori de camion, deci că oameni care muncesc pe propriul camion, nu au angajat nimic, muncesc ei pe propriul camion. O să încerc să diversific acolo în sesiunile astea live. Am văzut că mulți m-ați întrebat în live-ul de ieri, domne, faci un live și cu cumnată tu. Probabil aduci pe cumnatul meu la live să ne mai râdem, să mai una alta. Vor fi și zile în care nu voi avea pe nimeni și atunci voi fi la dispoziția voastră. Intrăm, facem un live, mai discutăm subiecte, întrebări, una alta. Ce vreau să fac, o mențiune pe care vreau să o fac aici. Aceste live-uri nu am intenția și nici nu vreau să credeți că vor fi doar despre șoferie, 100% doar despre șoferie și meserie, pentru că probabil după primele 2-3 live-uri, hai boss, treci. Înțelegi ce înseamnă semnalul ăla? Înseamnă să mă depășești. Cu plăcere. Deci nu vreau să mențin doar chestia asta cu șoferia. Mai multe subiecte, vedem, poate chiar vă spun dinainte cam ce subiect aș vrea să abordăm în sesiune de live. Așa că dacă vreți să participați la chestiile astea, dați acolo la canal join, pe lângă subscribe, acolo pe undeva. Dacă nu veți găsi, cred că și în descrierea videoclipului, chiar ăsta, sper să nu uit, o să găsiți un link direct către linkul de abonare pentru membri. Nu am vrut să... Am pus prețul cel mai mic posibil. Mai puțin de o liră nu aveam cum să aleg acolo. Nu fac asta nici ca să mă îmbogățesc și probabil vă dați și voi seama că nu fac chestia ca să mă îmbogățesc. Ce vreau să mai specific, am văzut că în live-ul trecut, neștiind eu cum să manevrez pe acolo cu live, pentru că îl fac într-un alt soft, nu-l fac direct de pe YouTube, am înțeles că e o chestie care se numește Super Chat și am înțeles că din aia se poate dona sau chestii de-astea. Am văzut că mi-au donat acolo, nu știu, vreo 2-3 persoane au donat ceva bani. Nu vreau să faceți chestia asta în live-urile mele. Dacă vreți să donați, sunt 11.000 de cauze mult mai, nu știu cum să zic, mult mai importante pentru care puteți dona. Sau dacă tot aveți spiritul ăsta de donatori, așteptați până când anunț campania pentru sărbătorile de iarnă de colectare de donații pentru un caz social și donați atunci dacă vreți. Dar așa, chiar vă rog și insist să nu mai donați acolo, că pur și simplu nu și-au rostul. Și cam asta ar fi cu membrii. Deci să terminăm cu chestia asta cu membrii. Deci dacă vreți, intrați acolo, deveniți membrii peloponezi. Așa am numit chestia acolo, mi s-a părut cel mai mișto. Membrii peloponezi, nu or să apară alte planuri de plată mai scumpe, mai nu știu ce, mai diversificate, mai să-mi arăt o bucă, un cot și nu mai știu ce pe acolo. Nu, ăsta o să fie planul. Atâta timp cât există interes din partea voastră, o să încerc să mențin ritmul ăsta de videouri. Un live, un video, un live, un video. În principiu, live-ul o să încerc în fiecare săptămână să fie în ziua de miercuri, undeva probabil după ora 7 seara.
în cazul în care nu o să pot să mă țin de această promisiune, o să vă anunț. Oricum, absolut toate live-urile vor fi anunțate în prealabil cu cel puțin o zi, oră, dată fixă, inclusiv cu cine va fi, cu cine va fi live-ul. Bă, cred că cam atât cu chestia asta. A? Da, cam atât. Altceva nu prea aș mai avea ce să vă mai zic despre membrii. Și hai să mergem la Newcastle, să încărcăm. Gata, frații mei, pe doponezi, este 5 și jumătate, am terminat de încărcat aici la Newcastle. Am făcut o mare nefăcută. Când am oprit camera, de fapt, când am oprit între ghilimele camera la pe A1 când am filmat prima oară, din păcate nu s-a oprit camera. Și am ajuns aici cum eu nu să filmez aici, da, la rampă, la chestii de-astea. Și oha cameră, că nu mai avea baterie, așa că na, cât am stat la încărcat, am pus și camera la încărcat și n-am mai apucat să mai filmez nimic. Acum plecăm de aici, mai facem cam o oră jumate, o oră 45, cam așa, până în firmă. 5 jumate, 7 și ceva, până alimentăm, până una alta, probabil 8, bifăm și noi 14 ore astăzi. Hello. Băi, v-am zis de multe ori că tot caut un alt job și în ultima perioadă am cam aplicat așa pe Indeed la joburi relativ aproape și găsisem unul destul de interesant la DHL, toate că era în Leeds. Era mișto că puteam să muncesc tot așa, tot de sâmbătă până miercuri, 5 zile, nu 4. Și erau doar joburi de astea, din punctul A în punctul B, schimb vagonul, te întorci. Adică super lejer, super ușor. Nu știu dacă erau prelată, boxuri sau cine știe ce, adică era destul de lejer. Shift-ul nu depășea mai mult de 12 ore, sub nicio formă. Am vorbit un pic mi-au trimis mail, nu mai știu când, acum câteva zile, într-o dimineață, în primul mail că mi-a fost acceptat CV-ul, după care în mail scria că să aștept că o să mă sune cineva de la HR. Și m-a sunat, mi-a explicat el acolo cu toate ce e de făcut, ce e alea, n-am explicat un pic ce experiență am pe aici, cam ce fel de joburi fac, na, m-a întrebat chestii de-astea elementare. După care la un moment dat spune că stai așa, că acum a observat. Zic, ce? Că ești prea departe de Leeds, vrea un șofer undeva la maxim 10 mile de Leeds, este la undeva aproape 30, făceam cam jumătate de oră până acolo. Stai așa că noi trebuie să facem dreapta. Bine, în România poți să faci dreapta și de acolo, sau cum era la noi, stânga. Da, și mi-a zis că, domne, din păcate nu mai putem continua cu interviul, din greșeală nu am văzut că ești prea departe de noi, de-aia te-am selectat, dar dacă te muți, poate putem să vorbim. Mi-a părut rău așa un pic. Da, ce să fac, asta este. Nu e capăt de drum. Și ieri am mai aplicat la ceva. Nu prea mă văd făcând asta. Dar am zis, bă, hai să-mi acord o șansă. Exact ce am spus eu, că nu o să fac niciodată. Adică store delivery, livră la magazine, pentru Sainsbury, de la Sherwood in Elmet, deci tot lângă mine acolo, tot așa fac vreo 20 de minute până acolo, 25 de minute. Și ce m-a încântat e faptul că e shift de miercuri până sâmbătă, adică 4 zile. Evident, plătit mai bine decât la Reed Bordal. Și să nu scrie acolo pe zi, pe noapte, pe nimic, nu scrie. Și aștept să văd dacă mă contactează.
Chestia e că jobul e pentru Wincanton. Wincanton e o firmă agenție. Wincanton au și camioane, dar sunt și recunoscuți ca agenție, adică au contracte cu diferite companii. Chestia e că oamenii te angajează, adică full time, cu pensie, cu concediu, cu tot ce trebuie. Și na, acum aștept să vedem dacă mă sună și vreau să încerc. Dacă nu o să-mi placă store delivery ăsta, revenim înapoi la râbă, fără niciun fel de problemă. Și ne vedem de viață în continuare, ce să facem. Ce ai făcut, boss? Ai adus aminte că mai mergi și tu? Accelerat repede? Credeai că ți se întâmplă ceva? Hello. Cam full pe drumuri astăzi. Mai ales că s-au și ridicat din restricțiile astea. Mai poți și... Acum te poți duce gen la familie, de Paște, de toate astea. Stai câte 6 persoane acum. Chestii, trestii, socoteli. Și vă dați seama, se pregătesc și oamenii de petrecere, de Paște acum. Așa o să fim și noi. Așa o să fim și noi, boss. Uite, merg paralel, mâncați și talentul tău. Mergeți, mă, paralel. Bă, dacă nu e jale cu ăștia pe lucrări. Jale cu ăștia pe lucrări. Mai bine îți bagi un băț în cur. Mai bine îți bagi un băț în cur decât să mergi pe lucrări cu camionul. N-au niciun Dumnezeu. Uite, ești. Merg paralel 40 de mile. Cine vine pe prima bandă? În forță. Da, da, didam. Am depășit mai devreme, că mergea prea ușor. Acum merge tare. Uf, mama mea, mamă. Uf, mama mea, mamă. Iar merge ușor. Și iar frânează Adrian. Și ăla cu Honda e un căcat, că nu se mută, uite-te și tu. Stă și nu depășește pe nimeni. Deci am început să urăsc porțiunea asta, mai ales că în ultima perioadă am cam făcut-o destul de des. Am avut traseul ăsta destul de des pe aici. Și n-ai, frate, te ia cap. Ce să mergi, mă? Că nici nu știi dacă să te mai muți sau să nu te mai muți. O, tu-s frânele mătii și mersul mătii. Să-ți iau un mersul în pulă. Un mers în trompetă. Fix în trompetă să vi-l iau. M-am zis și eu că odată cu chestia aia că au modificat pe autostrăzi, pe lucrări, acum e limită de 60, bine, nu peste tot, pe M1, pe M6, am zis și eu că pun peste tot chestia asta cu 60 pe lucrări, ca să nu mai stau camioanele, pentru că la 50, după cum vedeți și voi, camioanele, dacă vă uitați atent în multe videouri de ale mele, cele mai multe mașini pe a doua bandă sunt camioanele care depășesc, pentru că restul, uitați cum merg.
Și ca să elimine chestia asta, au pus, domne, hai să mărim limita la 60. S-a dat, mă, ăla cu căcata lui de Honda. Hai să mărim limita la 60 ca să meargă mașinile mici mai tare, să nu mai depășească tot timpul camioane, pentru că se fac multe accidente pe lucrări. Și dă unde, mă, au mărit-o degeaba. Ei merg tot cu 50 pe lucrări. Dă-te, boss, dă-te, că nu-i dă tine mâncația și pe banda asta, te-i speriată maxim. Crezi că intri în parapeții ăștia, că vin spre tine, parapeții, ce s-a întâmplat în Cavaș? Pe banda asta. Nu te duci, Adriane, te duci prea tare, Adriane. Nu știu ce-o fi în sufletul lor, așa, când vezi că trece un camion, trec două, trec trei pe lângă tine. Ce-o fi, mă, în sufletul tău? Și bă, ăla cu camionul e nebun la cap? Nu-i, frate, nebun, merge tot cu 50, ca și tine. De fapt, ca și cum ar trebui să mergi tu. Eu mereu mi-am pus semnul ăsta în întrebare. Bă, dacă, de multe ori, dacă mai merg cu mașina mică și nu sunt atent, sau, are aceeași limită de viteză. Bă, aceeași limită de viteză o are, tot 50 de mile. Dă neînțeles, mă. Deci dă neînțeles ăștia. Stai, acum de iar în frâne. Deci uite, aceeași limită de viteză are, 50 de mile. Și dăm pizda acum. Tu zrasa mătii. Dar ziceam că de multe ori mai merg și eu pe drum și poate nu sunt atent sau nu știu, vorbesc cu cineva, mașină sau chestii și văd un camion care a trecut pe lângă mine, să moară, mă, să dacă nu secunda unul meu, bă, stai așa că merg ca pula. Uite, limită 50 și acum i-a dat în pizdă. Dar ăștia n-au, frate, nicio treabă. Trec camioanele pe lângă ei. Dai că și-a dus aminte că iese acolo. Alo! Tu-s rasa mătii. Da, nu știu de ce s-a oprit camera. Bateria am, dar nu știu de ce s-a oprit. Habar n-am. Spar soarele ăsta, să moară măsa. Am venit în Scoția, mi-a bătut în față. Plec acum, îmi bate tot aici, pe lateral. Dă-i, tată, în pizdă, dă-i. Rupe-o. Eu nu înțeleg pe ăștia. E pe aici, e plin de camere. Au, nu știu de când au făcut. De relativ, de curând, de un an de zile au băgat de-astea. Te ia fixed camera, adică te ia direct, nu average, nu nimic, nu-ți face medie, te ia direct. Și vezi, coaie, merg cu porțiunea de lucrări unde e 50, merg cu 40 de zdrâmgătul, după care ajung aici și dau un pizdă, când aici e limită tot 50. Deci, nu știu, explicați-mi voi să înțeleg. Uite, știu. Și bang, luați-vă, mă, uite camera. Și bang, ia-ți boss-ul amendă. Uf. Bă, lejer astăzi. Nu mă așteptam să fie așa lejer. Nu mă așteptam să fie lejer, că nu mă așteptam să-mi dea Scoția la 6 dimineață. Bine, mi-a dat Scoția diferit față de ce fac de obicei. De obicei fac Tesco Livingston, care are programarea la ora 2 descărcat. Iar ăștia, unde am fost astăzi la Farm Foods, au la 11:30. Și na, bine, și dacă începeam la 7, tot aveam timp să ajung, să-l fac, dar aia e. Începe mai devreme, termină mai devreme. Mi-au și confirmat pentru mâine, tot la 6 să încep. Și e mai bine. Termin și eu mai devreme mâine, poate. Și acum e mișto, frate, că ajunge acasă pe lumine, ești nebun. Se întunecă la 8. De când așteptam asta? De când așteptam asta? Băi, frații mei, peloponezi, ăsta a fost vlogul de astăzi. Așa, lejereanu. Ce vreau să nu uitați este să deveniți membri. Să vorbim acolo pe live, să ne râdem, să ne amuzăm. Să mai aflăm câte una alta, câte o povestioare, câte o informație.
Nu vă costă foarte mult, un pounds, una bucata liră, adică în lei cât vine, 5 lei. Dacă n-aveți cu 5 lei și vreți să-i dați acolo, eu vă aștept la live-uri și la videouri. Și probabil după video ăsta, nu știu când va apărea, azi e sâmbătă, să vedem dacă am timp în seara asta, poate îl fac astă seară. Dacă nu, poate mâine, poate apare duminică, luni, nu știu când va apărea. După video ăsta, membrii, cei care vor deveni membri, vor vedea primul live pentru membri. Cam gata, asta a fost. Dați și voi un like, un share, un subscribe, un unsubscribe, deveniți membri sau nu deveniți membri. Eu vă salut. Pa.